Alegerile pentru funcție de președinte al Republicii Moldova vor fi organizate pe data de 20 octombrie 2024. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 56 de deputați. Potrivit legislației electorale, data alegerilor prezidențiale se stabilește prin hotărâre de parlament cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. De asemenea, scrutinul prezidențial se organizează cu cel mult 90 de zile înainte de data expirării mandatului președintelui în funcție, dar nu mai târziu de termenul stabilit de Constituție. În acest context, s-a propus ca alegerile prezidențiale să fie organizate pe data de 20 octombrie 2024. Conform Constituției, mandatul președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului și până la depunerea jurământului de către președintele noul ales. Amintim că Maia Sandu a depus jurământul de investire în funcție de președinte al Republicii Moldova la data de 24 decembrie 2020. Tot pe data de 20 octombrie, în Republica Moldova se va desfășura referendumul republican constituțional, la care cetățenii vor răspunde la întrebarea: susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?